Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. Dacă ești pentru prima oară pe acest canal, numele meu este Victor și astăzi vom face un tutorial prin care îți voi arăta cum poți folosi creativ funcția Double Exposure. Acest clip vine ca și o solicitare din partea lui Mihai care mi-a adresat această întrebare. Așa că să nu mai lungim și haide să începem! Primul pas pe care îl vom face este să deschidem fotografia de bază, care este acest portret alb-negru cu un impact foarte puternic, mai ales datorită privirii acestui om, și apoi vom merge la Double Exposure, vom apăsa pe această iconiță și apoi vom încărca imaginea noastră. Acum vom poziționa imaginea astfel încât cascada, începutul cascadei să pară ca și când ar curge din ochiul omului. Vom da un pic zoom out și încercăm să potrivim cascada. Cred că așa arată bine pentru moment. Îi dăm OK, iar apoi vom merge la View Edits, la Double Exposure, Brush. Vom inversa filtrul pentru a vedea exact efectul și apoi îi vom da zoom și vom lucra pe zona ochilor pentru a apărea totul cât mai realist. De asemenea, aici, în zona ochilor. Aici vom lucra un pic mai mult, vom șterge exact zona aceasta, vom accentua partea de jos și de asemenea aici foarte puțin pe pupila neagră ca și când ar fi reflexia apei. Dar foarte, foarte puțin. Eu zic că arată OK, îi dăm OK, iar acum vom merge la crop și vom cropui imaginea exact până unde avem noi nevoie. Apoi vom intensifica un pic efectul prin a merge la vintage. Vom mări intensitatea filtrului și de asemenea și vinietarea. Îi dăm OK. Apoi mergem la View Edits, Vintage, Brush, inversăm pentru a vedea exact efectul și apoi cu pensula opacitate cât mai mică iluminăm doar părțile care ne interesează pe noi. După cum puteți observa, a schimbat destul de mult aspectul. După aceea, îi dăm OK. Vom merge la Selective Color pentru a deschide puțin apa. Apăsăm pe apă și apoi cu zoom in zoom out vedem exact că va influența doar apa. Și o vom crește luminozitatea un pic de tot și saturația. Îi dăm OK.
Mergem din nou la View Edit și mascăm ceea ce nu avem nevoie. Îi dăm OK. Apoi vom umbla la Curves pentru a aduce un pic de contrast. Putem merge exact în paleta aici de filtre și dăm Soft Contrast. Îi dăm OK. Iar apoi ultima modificare, claritatea. Vom mări claritatea nu foarte mult. Și de asemenea Sharp-ul. Îi dăm OK și aceasta este imaginea unde am folosit Double Exposure. Sper că v-a plăcut și aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii și de asemenea nu uitați să dați share, like și subscribe acestui canal dacă nu v-ați abonat încă, pentru că vor urma mult mai multe clipuri interesante. Pe data viitoare, pa, pa!